Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. După ce tichetul Rabla pentru mașini electrice a fost redus la jumătate, la noi, că în alte țări a fost și desfințat, dar vorbesc de ce se întâmplă la noi. Deci acum este cam 5.000 de euro, cam atâta este. Și mai sunt, deci stați așa, 25.500 pentru electric sau hidrogen, exceptând motocicleta, 13.000 de lei la hibrid, 13.000 de lei la motocicletă electrică. Și cam astea mai sunt și bonusuri pentru mașini clasice, pentru combustibil. Cât o motocicletă? Da. Nu știu, dar l-am văzut astăzi în trafic, am avut un coleg de trafic pe o trotinetă. Mi-am dat seama destul de târziu că mergea cu 70 cu, undeva peste 50-60 de kilometri la oră, pentru că era permanent în paralel cu mine și n-am realizat prima dată. Și după aia mi-am dat seama, zic, băi, eu n-am cum să merg cu 25, cât e maxim. Exact. Dar mergea foarte repede. Dar voi ați văzut vreodată că acum realizezi motocicletă? Electrică? Am un vecin care are motor electric, da. Da? Ce are o motocicletă electrică, un BMW foarte mișto. Și am văzut și scutere. Trafic câteva. Nu, scutere am văzut, dar motocicletă, că în general motocicliștii vor căuială alea. A, nu, stai. Feeling-ul ăla. Nu, cred că... E cu polizorul. Bun. Da, el va unul când trece cu mașina. De bă, că vine troleibuzul mereu. Mi-aduc aminte că eu stăteam mult și lângă cutia aia la troleibuz. Îmi plăcea. Îmi plăcea la cutie? La relee. La relee, da. Spate. Clank, clank. Da, da, da. Și trece unul mereu pe stradă cu o mașină de asta și la aud numai de troleibuz, îmi amintesc. În metrourile vechi, dacă mai fi existând vreunul, pe undeva pe vreo 100%. Rută. Gen toate. Da. Acum, pe ruta asta pe care mai merg eu cu metrou, care este M2, am văzut numai metrouri noi. Vezi că au venit alea noi-noi. Alea nu văzut? Nu. Mamă. Pe alea de-abia am primit eu niște poze. Dar în metrourile originale, în vagoanele originale de metrou, alea care erau individuale, nu erau un tren în care puteai să mergi într-un capăt în celălalt, la capătul vagonului era un panou și dinăuntru se auzea tâc, tâc. Da, da, da. Alea erau relele care se făceau în fabrica în care lucram eu, le făcea neasimii, săracul Dumnezeu să ordinească, în fața mea. Deci eu lucram la bac de lucru cu prietenul Ovidiu și în fața mea neasimii făcea... Relee pentru metro. Da. Aveau, erau niște dulapuri mari și el asta făcea, cabla acele dulapuri. Și lua cam o lună să cableze un dulap, așa se lucra în industria comunistă, manual. Și nu spun, el toată ziua el se ocupa cu înjurăturile. Înjura jumătate de oră, lua pauză de o țigară 5 minute, înjura jumătate de oră făcea aia, că era o muncă îngrozitor de migăloasă, știi? Dar lui Neasimi se datorează funcționarea liniilor de metrou din București și România probabil mulți, mulți ani de zile. Ca să revin la știre, să dăm și știrea, deci a fost înjumătățit tichetul Rabla pentru electrice și a început să scadă și numărul cumpărătorilor de mașini electrice. Asta, până la urmă, cred că e o veste bună pentru cei care au deja electrice, că stau mai puțin sau sunt mai puțin la coadă, la încărcat bateriile. Săraci. Că și asta este o problemă. Dom'le, dacă îi întrebi, sunt toți foarte mulțumiți. Și ca atare trebuie să-i credem. Deci oamenii care au mașini electrice sunt foarte mulțumiți, dar problema e că infrastructura noastră de încărcare nu crește atât de repede pe cât a crescut și numărul de electrice. Și ca atare, la un moment, eu dacă aș avea electrică, la un moment dat aș spune, dar poate face ceva, să nu mai vindeți atât de multe, că nu sunt și din ce în ce mai multe stații de încărcare. Potrivit datelor APIA, deși an pe an, în aprilie anul acesta, s-au matriculat cu 33% mai multe mașini noi ca în aprilie anul trecut, numărul mașinilor electrice noi matriculate este mai mic cu 18%. Deci piața a crescut cu o treime la matriculări noi, numărul mașinilor electrice matriculate noi a scăzut cu 18% aprilie anul ăsta față de aprilie anul trecut. Acum, valorile astea sunt mari procentual, nu am datele nominale. Da, da, da. Pentru că la valori mici, când vorbim de sute de exemplare sau cel mult mii, atunci variații de 100 în sus sau în jos pot arăta procentual foarte mult. Dar tendința pare să fie asta. Crește, în schimb, cota de piață autoturismelor hibride, adică alea care au și ceva electric, sunt și pe benzină. În momentul ăsta par să fie cele mai populare. Și de acum, dacă nu e îmbunătățită masiv infrastructura pentru electrice în țara noastră, cred că creșterile vor fi mai potolite. A mai scăzut entuziasmul începutului. Early adopters, cum se spune, oameni care au luat mașini electrice la început, sunt
cei care sunt pasionați de tehnologie, le place să încerce, ok, de acum trebuie targetată și convinsă marea masă a cumpărătorilor potențiali, care sunt mai sceptici, nu se aruncă așa neapărat pe tehnologii noi, vor să fie convinși, vor să înțeleagă de ce, care este avantajul lor când schimbă mașina pe combustie cu mașina electrică. Uh-huh. Mai dai timp sau că pot să mai vorbesc? Vreau să vă zic cum arată metroul nou sau? Da, e... Pe de altă parte, mi se pare că e și un pic de descurajare pe piața auto în privința electricelor. Adică citeam recent că... Recent e bine în germană. Recent pentru că președintele de la Mercedes, așa, care are un nume finlandez, Olo Hilkainen, nu știu cum îl cheamă, a declarat în fața acționarilor, la reuniunea acționarilor, că deși compania Mercedes trebuie să-și mențină eforturile și inovația, da, și concentrarea pe electrice, da, dar e probabil că mașinile cu combustie vor trebui să rămână în producție mai mult decât se credea. Da, și cred că am mai avut o paranteză care nu s-a aflat la noi. Da. Le-a zis și în special dieselul șefilor că pierdem România, care e o piață foarte mare pentru noi. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.